Propunerea de reducere a impozitului pe clădiri nerezidențiale a fost depusă la inițiativa consilierilor PNL încă din luna februarie, dar ea nu a fost inclusă de primarul Nicolae Barbu spre dezbatere în ședință de Consiliu Local. Ședința în care a fost discutată propunerea a fost convocată de altfel tot la inițiativa consilierilor care au inițiat-o, adică cei ai PNL și ai altor formațiuni, cu excepția consilierilor PSD. Discuțiile au fost din nou tensionate, primarul opunându-se și el proiectului de hotărâre, în timp ce inițiatorii proiectului au adus argumente în favoarea lui. Oportunitatea acestui proiect de hotărâre a fost clară și necesară. Discutăm de o creștere de 1200% pe această categorie de impozite, în contextul în care, dacă vă amintiți bine, dacă nu o să vă amintim cu procesul verbal al ședinței, când eu în decembrie, la următoarea ședință, după aceea din 04.11.2015, am ridicat problema și am spus că este vorba de o creștere de 1200%, nu de 17%, așa cum a spus domnul primar în acea ședință. Discutăm de o creștere enormă pe care oamenii care se află în această situație nu o pot suporta. În luna noiembrie a anului trecut au fost stabilite cotele de impozit pentru clădiri nerezidențiale la nivelul maxim, iar executivul primăriei anunța că majorarea nu va fi mai mare de 17%. Ulterior s-a constatat că, de fapt, majorările depășesc 500%, ajungându-se până la 1200%. Considerăm noi că minimul pe care l-am indicat în motivarea cererii noastre este suficient atât pentru asigurarea unui buget local de natură să nu afecteze dezvoltarea municipiului, dar și pentru a se evita, și în primul rând pentru a se evita împovărarea persoanelor fizice și juridice cu impozite ce ating limita paroxismului. Am formulat propunerea de modificare a hotărârii după ce am consultat o parte a populației. Și am constatat că majorările acestor tipuri de impozit pe clădire nerezidențială pentru persoană fizică și juridică, ating cote alarmante. Mai exact, apar majorări de minim 500%. În condițiile în care la momentul discutării în ședință, la momentul discutării proiectului de hotărâre, am fost asigurați de către domnul primar că majorările nu vor fi mai mari de 17%. În documentația depusă pentru susținerea propunerii de reducere a impozitului pe clădiri nerezidențiale, consilierii PNL au arătat, ca exemplu, că există cazuri în care o persoană care a plătit anul trecut 300 de lei impozit, anul acesta ar trebui să achite 15.000 de lei. De aceea, propunerea vizează aplicarea cotei minime de impozit și nu pe cea maximă, care a fost stabilită în urma proiectului depus anul trecut de conducerea primăriei.